ziua, stimați telespectatori, aducem în discuție personalitatea unui sfânt, Maxim Mărturisitorul, care întrunește în viața lui două condiții pe care le cere o scriitoare franceză influentă de la începutul secolului al XX-lea, Simone Weil, anume sfințenia și genialitatea. Sfântul Maxim Mărturisitor întrunește astfel cele două aspecte, culmile umanității în planul natural, geniul, și în planul harului sau supranatural, sfântul, așa cum arată și Nichifor Crainic în Nostalgia Paradisului. Pe altă parte, el este un model pentru omul actual, care consideră că ori ești de partea teoriei, ori ești de partea practicii. Nu poți să fii un om teoretic și să ai și capacitățile practice, după cum nu poți să fii unul practic și neapărat să ai o gândire speculativă. Iată că omul acesta întrunește cele două laturi și chiar în domeniul vieții spirituale, acolo unde se spune că rugăciunea contravine culturii și cultura poate să contravină rugăciunii. Desigur, o părere, o prejudecată pe care o infirmă mulți oameni și printre ei Sfântul Maxim Mărturisitorul, considerat îndeosebi cel mai mare gânditor creștin. Omul acesta a desăvârșit prin urmare cele două, latura practică, adică de împlinire a poruncilor, și cealaltă latură a înțelepciunii cerești, după cum o spune chiar slujba sa, Maxim, cel ce a adunat cunoștința celor pământești și a celor cerești, cu dreptate se numește iubitor de înțelepciune. Prezentarea unei personalități din spiritualitatea răsăritului se justifică și prin aceea că în apus, mai degrabă, ei sunt cunoscuți, se studiază la facultăți de psihologie, de teologie, în timp ce în răsărit ei sunt mai puțin cunoscuți. Se întâmplă aici ceea ce la începutul secolului al XX-lea apare în mănăstirea Sfântul Pantelimon, în personalitatea Sfântului Siluan Atonitul. La el vine un universitar, stă de vorbă și apoi când pleacă, ceilalți călugări îl întreabă ce găsiți la acest om, că este un țăran, un om simplu, e adevărat la locul lui, blând, liniștit, ce anume găsiți la el, că nu este deloc școlit. Și acel universitar îi spune, ca să-l înțelegi pe Siluan, într-adevăr trebuie să fii academician. Maxim Mărturisitorul s-a născut în anul 580, se pare că nu este în Constantinopol, locul lui de naștere, așa cum o arată Viețile Sfinților, ci s-ar fi născut în regiunea Golan, în Palestina, acolo unde și intră într-o mănăstire, rămânând orfan de la 9 ani. Ulterior, merge pe scara aceasta a ascensiunii sociale și devine secretarul împăratului Heraclie, care a domnit în Constantinopol între 610-641. Timp de 3 ani, între 610-613 sau 614, Maxim urmează aceste ocupații de consilier al împăratului și de secretar, dar ivindu-se o erezie, părăsește postul și se mută pe malul estic al Bosforului, într-o mănăstire, Crisopolis, astăzi Scutari. Erezia respectivă spunea că în Hristos există o singură voință. Sunt două firi, dumnezeiască și omenească, dar o singură voință. Sfântul Maxim Mărturisitorul se face apărătorul dreptei credințe, care spune că fiind două voințe în Hristos, fiind două firi în Hristos, dumnezeiască și omenească, există și două voințe, pentru că fiecare ființă, fiecare fire, dumnezeiască respectiv omenească, are voința ei.
Călătorește ulterior mult în nordul Africii și ajunge la Roma, unde împreună cu Papa Martin I face un sinod care să combată erezia ce cuprinsese răsăritul. Imediat, nepotul lui Heraclie, Constans sau Constantin al II-lea, care a domnit între 641-668, dă ordin să fie adus aici în răsărit împreună cu Papa Martin și sunt surghiuniți după ce anterior au fost torturați. Este un exemplu al perioadei de aur în creștinism, când vestul și estul erau uniți și nu se disociau din cauza patimilor. Sfântul Sofronie Saharov, contemporan cu noi, ca și Sfântul Silvan, duhovnicul său, spunea că această unire dintre ortodoxi și catolici și protestanți nu se va putea face niciodată dacă nu vor fi împlinite poruncile lui Hristos, anume smerenia și iubirea de vrăjmași, indiferent de atitudinile care se vor lua în planul acesta rațional-mental. Sfântul Maxim este de două ori trimis iarăși în exil, iarăși chemat și torturat și în sfârșit ultima oară, pentru că nu încetează să vorbească și să scrie despre adevărul celor două voințe în Hristos, i se smulge limba și i se taie mâna dreaptă. O modalitate de tortură care venea dinspre popoarele de la marginea Imperiului din Armenia, acolo unde se practicau. Moare la venerabila vârstă de 82 de ani, trimis undeva pe malul răsăritean al Mării Negre, în regiunea Lazica, astăzi Georgia. La scurt timp este și canonizat și credința lui este biruitoare la cel de-al șaselea sinod ecumenic 680-681 de la Constantinopol. Sfântul Maxim arată ce înseamnă să vorbești și să scrii conform conștiinței tale. Premiul Nobel pentru literatură în 1980, scriitorul și poetul polonez Czesław Miłosz spunea într-o carte a sa, Gândirea captivă, că acei intelectuali din perioada interbelică, deveniți slujitori ai regimului comunist, au interpus între mintea și inima lor, respectiv foaia de scris, un braț proteză, un braț care nu urma ceea ce gândeau cu adevărat și ceea ce simțeau cu adevărat. Iată că Sfântul Maxim este un model și pentru toți intelectualii. Opera sa a avut un răsunet în Bizanț și Ana Comnena, fiica lui Alex I Comneanul, cel care va promova neamul comnenilor la conducerea Imperiului Bizantin, Ana Comnena, spuneam, primul istoric femeie bizantin, va scrie în Alexiada despre faptul că în familia ei opera Sfântului Maxim Mărturisitorul era subiect de discuție. Pot să fac o paralelă între subiectele care prezintă interes pentru om în ziua de azi și de în Constantinopolul de atunci. Lupta pentru biruința dreptei credințe trezea interesul oamenilor pe care acum îl vedem, să spunem, la o finală de campionat mondial. Sigur, nu este blamabil acest lucru, interesul pentru sport, dar pe când va reveni totuși interesul acesta pentru persoana pe care trebuie să o iubim în cel mai înalt grad. Politicul în biserică este un alt aspect
care poate fi dezvoltat pe seama vieții Sfântului Maxim Mărturisitorul. Sigur, interesul împăratului Constans sau Constantin al II-lea de atunci era ca puterea armată să nu se dezbine. O parte din armata imperială era monotelită, deci susținea că în Hristos este o singură voință, altă parte însemnată considera că în Hristos sunt cele două voințe. Datorită faptului că Sfântul Maxim Mărturisitorul era foarte influent, se împărțise imperiul datorită lui și pentru a-l face să tacă, pentru a avea armata în subordinea sa și din punctul acesta de vedere religios, Constans hotărăște să îl elimine. Merge, Sfântul Maxim merge până la capăt și el însuși confirmă ceea ce spunea într-o operă a sa, Răspunsuri către Talasie, că trebuie să tăgăduim cu toată puterea, plăcerea și durerea vieții de aici, prin puterea dată nouă de Hristos. Altfel spus, confirmă ceea ce Mântuitorul poruncește să dăm cezarului cele ale cezarului și lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. De altfel, chiar Sfântul Maxim Mărturisitorul interpretează această poruncă prin aceea că dacă un dinar poartă pe el chipul împăratului, trebuie dat împăratului, dar sufletul omului care poartă în efigie chipul lui Dumnezeu trebuie dat stăpânului și creatorului său. Sfântul Maxim Mărturisitorul este un scriitor prolific, dar ca orice sfânt părinte, nu scria din gratuitate, ci scria din dragoste pentru adevăr și pentru că așa o cerea timpul. În Filocalia 2 și în Filocalia 3, traduse în română de Părintele Stăniloae, avem mai multe opere precum Cuvântul Ascetic, cele 400 de capete despre dragoste, cele 200 de capete gnostice, Tâlcuirea la Tatăl Nostru, Răspunsuri către Talasie. În opere, volumul 2, avem scrisorile duhovnicești și dogmatice, celebrele scrisori către Ioan Cubicularul sau către Prezbiterul Marin, în care Maxim arată că în Hristos sunt cele două firi. O mențiune este și disputa cu fostul și viitorul patriarh al Constantinopolului de atunci, Pyrrhos, pe care Sfântul Maxim îl va combate. Această dispută dintre biserică și stat cunoaște mai multe intensificări de-a lungul timpului. Celebre sunt cazurile și conflictele dintre Sfântul Ioan Gură de Aur și împărăteasa Eudoxia, dintre Sfântul Ambrozie al Milanului și Teodosie cel Mare, dintre Patriarhul Fotie și Împăratul Vasile I Macedoneanul. Sfântul Maxim Mărturisitorul confirmă iarăși că și un sistem dogmatic poate să fie o minune, nu neapărat o minune în planul fizic, precum vindecarea sau, eu știu, orice altceva. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în urmă cu câțiva ani, este luat ca exemplu de unele tendințe centrifuge din biserică, anume că ține dreapta credință, era un om singular și prin urmare el poate să confirme un astfel de derapaj, să spunem, dogmatic sau moral. Ei bine, Sfântul Maxim Mărturisitorul nu era singur, conducea într-adevăr lupta aceasta a ortodoxilor cu monoteliții, dar el nu ezită să fie sobornicesc și în același timp arată o râvnă cu dreaptă măsură, nu o râvnă care îl duce în prăpăstii și în izolări aparent elitiste și adevărate, dar totuși false. Încă un lucru care se uită de cei care
iau ca exemplu în derapajele lor sau în izolările lor pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, este că poți să ai o viață deosebită din punct de vedere moral, din punct de vedere duhovnicesc, dar să nu ai o minte capabilă de analiză dogmatică, de speculație. Deci o minte care să judece conform cu adevărul. Hans Urs von Balthasar, un teolog catolic important, scrie un studiu foarte dens despre Sfântul Maxim, intitulat Liturghia Cosmică. Aici teologul catolic susține că Maxim Mărturisitorul este sinteza întregii filozofii dinainte de Hristos și după Hristos de la greci. Iată un amănunt, o discuție care poate să continue în Mistagogia, o carte a sa, în care arată că lumea, cosmosul, este făcut după chipul bisericii. Deci prin această carte se combate o afirmație a lui Mircea Eliade, prin care acesta acuză creștinismul de o desacralizare a cosmicului. Nu, creștinismul nu a desacralizat cosmicul, ci a îndepărtat zeitățile și lasă cosmosul să fie transparent sau diafan în lumina lui Dumnezeu. E adevărat că ulterior gândirea occidentală transpune lumea într-un sistem mecanic al legilor newtoniene, într-un sistem golit de sacru sau de sfințenie. Gândirea armonică a acestui munte al spiritualității creștine transfigurează diferite curente păgâne și creștine. De exemplu, există ecouri din gândirea Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, a lui Grigorie de Nisa, din gândirea lui Grigore de Nazian sau a lui Dionisie Areopagitul, la opera căruia va scrie mai multe notițe și scolii. Alți autori creștini, Origen și Evagrie, își au locul în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul. Dintre autorii necreștini de după Hristos sunt amintiți Proclu, Iamblicos sau Plotin, neoplatonicii. Sfântul Maxim Mărturisitorul a studiat cu siguranță și pe Aristotel și pe Platon unele aspecte din Categorii, o carte a lui Aristotel, existând sau fiind folosite chiar în disputa sa cu monotelismul. Iată, diferența dintre substantiv și număr și numeral este, sau dintre calitatea prezentă prin adjectiv și numeral, și află o bună întrebuințare în argumentele ortodoxe ale Sfântului Maxim Mărturisitorul. El arată că firile în Hristos sunt două, iar numărul indică nu calitatea, ci cantitatea. Totodată din Aristotel preia dihotomia substanță și accident, ca atunci când vorbește despre accidentele minții, care sunt ignoranța și cunoașterea, sau accidentele trupului, stări trecătoare, sănătatea și boala. Ecouri din Aristotel apar la Sfântul Maxim Mărturisitorul și în antropologia sa, de exemplu în De Anima, despre suflet și Parva Naturalia. Stagiritul sau filozoful din Stagira, Aristotel, spune că există trei laturi ale sufletului, anume partea poftitoare, partea irascibilă și partea rațională. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă același lucru și spune că trebuie să dăm fiecărei părți din noi o lucrare corespunzătoare. Părții poftitoare, să-i dăm postul, părții irascibile, dragostea către semeni, și părții raționale, citire și rugăciune. Pe de altă parte, tot Aristotel împarte voința
între o voință a firii și o voință particulară, un mod în care noi folosim voința pe care o avem din fire. Prin ea dorim lucruri care sunt în consens cu firea noastră sau dimpotrivă. Gândirea deductivă, anume de la particular la general, Sfântul Maxim împrumută de la Aristotel, cum și gândirea deductivă, cea de la Platon, arată legătura care se face dintre general și particular. De altfel, Sfântul Maxim este mai apropiat de gândirea aceasta a lui Platon, care își găsește în școala de la Alexandria un ecou important printr-o interpretare alegorică. Sfântul Maxim uzează metafora în scrierile lui și metafora aceasta, într-adevăr, după cum spunea Lucian Blaga, în geneza metaforei și sensul culturii, este consubstanțială spiritului omenesc, care are deopotrivă suflet și trup. Prin Sfântul Maxim Mărturisitorul se afirmă din nou limitările statului pe care le impune bisericii. Împăratul Justinian cel Mare vorbea de o anumită simfonie care trebuie să existe între puterea politică și puterea bisericii. Numai că, de multe ori, împăratul în Bizanț și cine știe și acum, puterea politică se face dirijorul acestei simfonii sau se fac dirijorul împăratul și puterea politică. În procesele pe care le-a avut, consemnate de către ucenicul său, Anastasie, căruia la fel îi se taie limba și mâna dreaptă, și de un alt ucenic, tot pe nume Anastasie, care era apocriziarul Romei la Constantinopol. Deci din aceste consemnări se observă tăria de caracter cu care acest om își apără conștiința și credința lui. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, delimitând puterea politică și puterea bisericească, pentru dogmele credinței se cuvine a cerceta și a așeza legi mai mult preoților decât împăraților. De vreme ce acelora le este încredințat ca și pe împărat să-l ungă, mâinile să-și pună și pâine cerească să aducă, înaintea altarului să stea și toate celelalte dumnezeiești taine ce li s-au încredințat lor să lucreze. Există un absolutism păgân care își face loc și în creștinism și în lumea actuală, considerând statul de origine divină. De aici ciocnirile care au fost între cele două puteri. Din nou Maxim spune la un proces, orice îmi va porunci împăratul de acest fel, adică ceea ce este vremelnic și de grab trecător, însă nu potrivnic lui Dumnezeu și nevătămător de viață, de veșnică mântuire a sufletului, la aceea cu bună voire mă plec. Într-un alt argument sau contraargument, Maxim Mărturisitorul spune că va da în fața propriei conștiințe seamă de ceea ce face și de felul în care se comportă în această lume. Cu adevărat, toate cereștile puteri nu mă vor pleca să fac ceea ce cere împăratul, pentru că ce răspuns voi aduce nu zic lui Dumnezeu, ci însăși conștiinței mele, dacă pentru slava și cinstirea omenească, care cu adevărat nu este nimic, m-aș lepăda de credința cea dreaptă care mântuiește pe cei ce o iubesc. Iată, abilitatea și gândirea, ca și tăria de caracter a acestui om, într-un proces pierdut dinainte pe pământ, dar câștigat definitiv în cer. Fără a fi un agitator social, Sfântul Maxim respectă prin urmare autoritatea aceasta politică a împăratului și probă este un alt jurământ pe care îl spune și prin care neagă faptul de a fi complotat împotriva puterii pământești. Să nu văd fața Dumnezeului meu, nici creștin să mă numesc, de am gândit cândva această mincinoasă faptă care se spune de voi
sau de am grăit-o înaintea cuiva sau am auzit-o de la cineva. Respectă ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel să ne rugăm pentru înaltele stăpâniri. Iată, există și unele voci care spun că să nu ne rugăm pentru conducători, că nu ar fi de dreaptă credință sau nu ar avea o moralitate. Ce moralitate avea Nero pentru care Sfântul Apostol Pavel spune să ne rugăm? Aceasta o face creștinul ascultător, liturghie de liturghie, când se roagă, deopotrivă pentru episcop, ca și pentru conducătorii mai mari orașelor și ai satelor, ca să putem să trăim în bună înțelegere. Sfântul Sofronie Saharov, revenind la el, arăta că este mai greu pentru un episcop să stabilească această armonie dintre stat și biserică decât unui preot sau unui creștin. Prin urmare, trebuie să ne rugăm să-i avem în vedere ca să trăim această viață în pace și liniște. Toate cele bune până data viitoare!